Cea mai mare resursă este mintea copiilor noștri, spunea Walt Disney. Resursele se împart în două categorii, resurse regenerabile și resurse neregenerabile. Mintea copiilor este o resursă cameleon. În funcție de contextul în care o punem, aceasta devine regenerabilă sau neregenerabilă. Copiii sunt capabili, prin mintea lor, să găsească soluții pentru probleme pe care noi, adulții, nici nu ne-am fi gândit că este posibil. În anul 2020 se aniversează cea de-a 50-a zi a Zilei Pământului. Din 1970, când am aniversat prima zi a Pământului și până acum, populația globului a crescut mai mult de dublu. Atunci, o persoană consuma o singură sticlă de apă. Acum, după 50 de ani, aceeași persoană consumă în jur de 400 de sticle de apă. Noi am primit o resursă bogată, o planetă curată, însă ce lăsăm noi generațiilor care vor urma? Copiii sunt cei care, prin ceea ce gândesc, ceea ce fac și mai ales prin îndrăzneala lor, sunt capabili să-și construiască viitorul. Viitorul este al lor. Tot ceea ce trebuie noi să facem este să le creăm contextul potrivit. Disciplina înseamnă să nu uiți ce îți dorești. Eu, când eram mică, îmi doream să salvez mediul. Să salvez mediul prin salvarea animalelor și a plantelor. Așa că, în clasa a treia, am început cursurile la Palatul Copiilor din Deva. Acolo am întâlnit-o pe doamna profesoară Mihaela, care urma să îmi fie ghid mulți ani de atunci și până când am ajuns în liceu. Ea m-a ajutat să iubesc mediul înconjurător și mai mult, dar cel mai important, m-a ajutat să îmi dau seama că pot să-mi îndeplinesc acel vis prin acțiuni mici și mai ales prin disciplină. În anul 2010, Sir Ken Robinson spunea la o conferință TED că mulți oameni trec prin viață fără să-și descopere adevăratul talent. Eu sunt printre cei norocoși. Eu mi-am descoperit talentul după ce am absolvit facultatea de mediu și talentul meu este acela de profesor, de ghid, de facilitator pentru copii și tineri. Anul trecut, chiar pe vremea aceasta, am întâlnit o echipă de alți trei oameni împreună cu care am pus bazele unui nou sistem educațional. O școală online de videoanimație. O școală fără ziduri, bazată pe sistemul TED-Ed, unde lecțiile merită împărtășite, și o școală care creează contextul pentru copii să își croiască singur viitorul. Această școală se bazează pe cele cinci principii. Și primul principiu este alfabetizarea. În școala noastră trecem de la litere la imagini, pentru că o imagine face cât 1000 de cuvinte. Apoi mergem la noutate. Acest fapt este cel care o face să fie foarte interesantă atât pentru copii, cât și pentru partenerii acesteia. Ideea este unitatea de bază care se găsește în școală, ideile copiilor care reușesc de la nivelul mic să fie puse în practică până la nivelul mare. Motivația, atât intrinsecă, cea dată de dorința îndeplinirii visurilor lor, și cea extrinsecă, dată de ghid și de procesul în sine. Și în ultimul rând, dar cea mai importantă, este accesibilitatea. O școală fără ziduri, o școală în care copiii pot să-și construiască colaborări fără granițe. Haideți împreună cu mine să pășim în spatele unui curs, să vedem cum se desfășoară. Lucrăm în echipe de la minim 5, maxim 10 elevi cu vârste apropiate între ei. Și împreună, prin întâlniri online, învățăm cele 5 roluri pe care trebuie să le știe pentru a crea o animație de la A la Z. Învățăm ce face regizorul, scriitorul, scenaristul, animatorul și sunetistul. Aceste 5 roluri sunt bazate pe cele 3 stiluri de învățare: stilul auditiv, stilul kinestezic și stilul vizual. Am întrebat copiii la ce vor folosi ei animațiile pe care le creează împreună cu noi.
Și ei ne-au răspuns că o să folosească animațiile, atât pentru a le împărtăși pe rețelele de socializare, cât și a le împărtăși cu prietenii lor, sau chiar să poată să dea informația mai departe altora. Tot în anul 2010, la aceeași conferință TED, Serkan Robinson spunea și că există o criză climatică majoră. Însă mai există încă o criză climatică, cea educațională. Nu este o criză a resurselor naturale, ci este o criză a resurselor umane. Cele două crize sunt ca doi gemeni siamezi. Ele pornesc de la aceeași rădăcină, educația, și au aceleași efecte devastatoare. În minutele următoare vă invit să privim împreună câteva secvențe din animațiile realizate împreună cu copiii. Unghiile de plastic omoară peștii. 2. 80% din totalul plasticului produs până acum poluează mediul. Ce murdare este marea! Așa este! Ar trebui să facem ceva! Vrem să curățăm plaja. Ne ajutați? Sigur că da! Aș dori un cireș. Poftiți! România, astăzi veți vedea un documentar despre plante medicinale. Să începem! Bună ziua, eu sunt farmaceutul Bogdan și vă voi arăta cum se plantează plantele medicinale. Să începem! 2012, România înregistrează 14.497 de decese, 73 de morți, la 100.000 de locuitori, promovate de poluarea aerului cu particule fine. Uite această floare! Este floarea soarelui! We need a shovel, a watering can and seeds. Un organism. Eucariot, dacă nu mă înșel, adică o celulă, o singură celulă care are și nucleu. Și legume și niște carne, nu pizza și hamburger. Pentru o viață mai bio și... Hei! Am întrebat de asemenea copiii de ce cred ei că noi am ales subiecte pe tematica de mediu pentru ca ei să realizeze animațiile. Iată ce ne-au răspuns. Pentru a opri poluarea, pentru a ne documenta despre acestea și pentru a înștiința și alții cu privire la aceste subiecte, deoarece chiar noi trebuie să învățăm aceste lucruri, pentru a ne dezvolta imaginația și a acumula noi cunoștințe, pentru că viața planetei este importantă. Când căutam documentația legată de informația pe care v-am dat-o cu privire la acele sute de sticle de apă pe care le consumăm, am urmărit un video de pe internet și dedesubt am găsit mai multe comentarii, printre care și acesta. O să vi-l traduc. Este scris de un elev și a spus așa: profesorul meu mi-a trimis linkul de la acest filmuleț. Și cu cât îl privesc mai mult, cu atât vreau să fac ceva în privința aceasta și vreau să ajut într-un mod considerabil. Copiii își doresc și mai ales simt că trebuie să facă ceva pentru viitorul lor și pentru viitorul planetei. Imaginați-vă că pentru prima dată suntem într-un sistem care adună la oaltă o mulțime de copii, o mulțime de minți creative care pot colabora unul cu celălalt, pot să își îndeplinească visurile și mai ales pot să învețe continuu. Ei învață că ei sunt ai naturii și natura este a lor. Ceea ce mai învață copiii este și să facă mai mult folosind mai puțin. Ei învață să își îndeplinească visurile, însă să aibă un impact mai mic asupra resurselor naturale. Dacă punem copiii în contextul de creștere și dacă îi împuternicim să-și îndeplinească practic ideile pe care le au cu privire la mediul înconjurător și la viața în sine, cele două provocări aduse de aceste două crize climatice, cea educațională și cea de mediu, își pot găsi soluția. Numărătoarea inversă a început. Copiii
creează viitorul prin educație și grija față de mediu. Azi!